În cele ce urmează despre un incident grav care a avut loc în această dimineață în Arad, un polițist a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost atacat cu o sabie într-un club din oraș. Agentul era în afara programului când a fost implicat în acest incident. Doi bărbați au fost duși la audier. Încercăm să aflăm ce s-a întâmplat acolo de la corespondentul nostru la Arad, Daciana Cordoș. Bună dimineața, Daciana! Bună dimineața! Este vorba despre un polițist angajat al postului de poliție din Vladimirescu. Agentul principal are 32 de ani și se afla cu câțiva prieteni într-un club din centrul Aradului. În jurul orei 6 în această dimineață, el a fost atacat de doi indivizi. A fost lovit cu pumnii, apoi unul dintre agresori s-a dus la mașină, a luat o macetă și în fața clubului l-a tăiat pe agent la mână. La fața locului au sosit foarte mulți polițiști, jandarmi, agresorii au fost imediat ridicați, acum sunt anchetați la sediul IPJ. Polițistul a fost transportat la spital, are două răni la mână și traumatism cranian. Îi se fac în acest moment investigații. Se pare că agresorii erau cercetați de polițiști în mai multe dosare. Bun, din câte știi tu, înțeleg că era cu prietenii, vorbim de colegi de muncă? Nu știm în acest moment aceste detalii. Era în civil și era în timpul liber. Am înțeles. Încercăm să aflăm, mulțumesc foarte mult, Daciana, mai multe date despre indivizii aceștia de la purtătorul de cuvânt al IPJ Arad, doamna Radu Lorena. Bună dimineața! Bună dimineața! Puteți să ne dați mai multe detalii cu exactitate, ce s-a întâmplat acolo și cine sunt agresorii? Cum să nu? Din primele cercetări efectuate la fața locului, s-a stabilit că în această dimineață, în jurul orelor 6, în fața unui local din municipiu, a avut loc un conflict spontan între trei bărbați, în urma căruia unul dintre ei, un bărbat de 32 de ani din Sâmbăteni, ar fi luat o macetă din mașina personală, provocând leziuni la nivelul brațului unui bărbat tot de 32 de ani, este vorba într-adevăr de colegul nostru. Victima a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, iar ceilalți doi bărbați implicați în conflict au fost identificați de polițiști la scurt timp de la producerea evenimentului, iar în prezent se află la sediul poliției pentru cercetări și luarea măsurilor legale. Cine sunt cei doi bărbați, doamna Radu? Știți? Cei doi bărbați sunt doi cetățeni din localitatea Sâmbăteni. Implicați într-un alt incident pe care îl ancheta colegul dumneavoastră? Deocamdată nu vă putem comunica aceste date. Am înțeles. Cumva în zona respectivă sunt și camere de supraveghere care să fi surprins această scenă? Urmează a fi administrate toate mijloacele de probă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment. Da, vorbiți totuși de un conflict care a avut loc în afara acelui local. De la ce s-ar fi luat totuși? Care a fost mobilul? Cei trei bărbați, într-adevăr, conflictul ar fi pornit din interiorul localului, când unul dintre cei doi, mai precis chiar agresorul care ar fi utilizat și maceta, ar fi aplicat mai multe lovituri colegului nostru, conflictul continuând în afara localului, când, așa cum v-am precizat, a folosit maceta, provocând leziuni la nivelul brațului. Se cunoșteau, doamna Radu? Se cunoșteau cei doi? Cei doi, împreună cu polițistul, se cunoșteau prin prisma exercitării atribuțiilor de serviciu. Bun, asta înseamnă că totuși are antecedente bărbatul respectiv. Antecedente penale nu vă putem comunica dacă are sau nu are, întrucât sunt date personale. În ce sens sunt date personale, doamna Radu, dacă are antecedente penale? Sunt date personale ale celor implicați în conflict. Sunt date cu privire la date de caracter personal, privitoare care sunt prevăzute de legea 677. Am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru aceste detalii. A fost în direct purtătorul de cuvânt al IPJ Arad, doamna Radu Lorena. Vorbim așadar despre un incident care a avut loc în această dimineață într-un bar din oraș, în altercația care a avut loc între un agent de poliție, de la postul de poliție Vladimirescu, și un alt bărbat care se pare că îl cunoștea pe acesta. Așa cum ne spunea și doamna purtător de cuvânt, l-a cunoscut în exercițiul funcțiunii. Asta înseamnă că probabil era anchetat sau a fost anchetat.
În urma acestui incident, polițistul a ajuns la spital cu două răni la una dintre mâini și traumatism cranian. Vom reveni cu mai multe detalii pe acest subiect. Nu este primul caz în care un polițist este, iată, implicat într-un astfel de incident violent. Polițistul nu se afla în misiune, nu se afla în timpul serviciului, era în timpul său liber în clubul acesta din oraș.